Salve amici! Vreau să vă întreb ceva. Știți despre floarea rușinii? Ați auzit vreodată despre ea. Uite, eu acum am aflat și am zis că dacă este un lucru așa care unii își reamintesc, unii își amintesc și unii nu știu chiar deloc, hai să facem o poveste. Și că floarea rușinii era așa albă, frumoasă, care avea niște cercuri roșii și până la un moment dat. În timp săraca floarea a ajuns -a doar în mijloc să fie cu un puc roșu și pe margini să fie toată alba. Când apare această expresie că a murit floarea rușinii pentru că aici vreau să ajung se spune că după război a murit floarea rușinii. Adică în ce sens? În sensul în care ne-am cam uh, lăsat de uh, obiceiurile bune de lucrurile bune și am devenit mai puțin uh, unii rușinoși. La vremurile în care sau prin care trecem acum sau la care unii ne raportăm, am spune, dar ce ne mai trebuie? Asta e așa o poveste, hai nu mai face pe. Deci să vedem dacă mai este nevoie de această rușine. Acum, rușinea dacă o luăm și ne uităm în dex și în alte uh, locuri în care, din care ne-am putea. Uh, Informa, am spune că este legată de o emoție pe care o trăim, de un anumit eșec, de o stare, de ceva care nu ne este și atunci ne îmbujorăm ne apucă rușinea. E, rușinea aceasta, haideți să o vedem la un moment dat, am găsit-o și sub forma de o rușine sănătoasă. Adică aceea legată, aceea de, legată, încă o dată spun, de bunul simț. Când eu pot să mă sau sunt rușinos atunci când uh, nu mă, bag, nu mă bag în față. Când sunt eu rușinos, uite că spun încă o dată. Și este foarte interesant lucrul acesta. Și sunt rușinos pentru că nu-mi place să, să mă bag în față, cum zic unii, se bag în față. Pentru de ce nu te bagi în față ca și el? ce tu ești prost? Pentru că avem situații în care apare egalitatea între rușinos și prost. Nu este același lucru și vă rog din suflet să aveți grijă de ceea ce se întâmplă. Și mai departe, sunt rușinos pentru că, uite, asta are bun simț. Adică știe până unde să meargă, știe, are o limită. Sunt bine crescut, sunt respectos. Deci sunt lucruri care, la un moment dat, cel cu bun simț ar spune altul, bă, să moare cu rușinea în mână și cu dreptatea și astăzi trebuie să fii băgăreț, trebuie să nu-ți mai ți se înroșească obrajii, să nu mai fii îmbujorat. Ce, lasă atâta, împinge-te și du-te mai departe. Wat, ce, lasă-mă și dăm bună pace. Ei, această civilizație de care am vorbit și aceste uh, elemente care sunt atât de, și tot folosesc cuvântul cel pregnante în ceea ce trebuie asta chiar nu aduce bine la nimic ce ține de noi. Noi. Hai să vedem această, această rușine care totuși trebuie să existe, pentru că este și un element, hai să spunem chiar și de bună civilizație, și de bună creștere, și de bun simț. Când apare? Ci, apare într-un anumit timp și la un moment dat. Cine declanșează starea aceea în care eu îmi. Schimb puțin conduit atitudinea și comportamentul față de ceva. Cum să intru peste rând nu știu unde, cum să, cum să vorbesc ceea ce nu trebuie, cum să-l abusez verbal, psihic pe cel care face ceea ce nu trebuie să facă. Unde apare rușinea? cum apare și de ce apare, de ce apare, apare, ea. Vedeți, sunt niște lucruri care, poate și faptul că eu acum încerc să vorbesc puțin despre ea, declanșează o anumită stare să zic, nu chiar emoțională, a care poate că mă ascultează și ar zice, lasă profa, te a apucat acum și de rușine. asta ne mai lipsea și avem tot dacă ce mai trebuie rușine, la câtă nesimțire și nerușinare există asta și -o altceva, să zic, corect. Da, dar hai să vedem, pentru că suntem oameni. Și e adevărat că nimic din ce este omenesc nu este străin. Dar cum ajungem noi totuși să avem acea, acea omenie și a fi omenos și a fi tot ce ține de o demnitate umană? Să știu să nu mă împic, să știu să nu vorbesc de întrebat, să știu să uh, am calmul de care este nevoie la un moment dat. Uh, și întrebarea este, Pot să mă rușinez de ceva anume? Da, de o stare de neprevăzut pe care nu știu cum să o soluționez ca și problema. Pe moment mă trezesc într-un loc unde nu ar trebui să fiu. Sau mai departe, este acel element al celor din jur care la un moment dat, cum ar spune cineva, își dau drumul la gură, adică vorbesc fără, să, vorbesc fără să se gândească și nu mai știu eu cum să reacționez să tac și atunci să mă creadă că nu mă știu, să vorbesc și poate nu vorbesc ceea ce trebuie și atunci bine se spune că cu tăcerea și cu vorbirea și cu toate cești, dacă tăceai filozof rămâneai dar hai să vedem și lucrul acela cum, cum, îl, putem, cum îl putem rezolva uh. Vorbeam de această, această sănătate rușinoasă sau o rușine o rușine sănătoasă sănătate rușinoasă este una și rușine sănătoasă este alta în care tot ceea ce eu am spus până acum se pot așeza într-un vas din care eu să pot să folosesc prin cuvinte, prin conduită, prin atitudine, printr-un comportament, ceea ce este de știut legată de rușine. Deci să lăsăm mai departe să înflorească această rușine, nu rușine, floarea rușinii, dar să florească rușinea în floare și să apară din nou acele cerculețe roșii. Și poate că și noi am fi un pic altfel, cu siguranță, nu cuvântul poate. Dar acum am să încerc să fac un pic de nu filozofie, nu vă duc nici spre psihanaliză auzind despre Freud, dar totuși vorbesc puțin despre. De ce? Pentru că Freud la un moment dat spune și dați-mi voie să citesc, apoi să luăm puțin să le discutăm că nu trebuie să îți fie niciodată rușine ție ca persoană de anumite lucruri care țin de sufletul tău. Deci tu cu eu tău să n-ai niciodată rușine legat de ce? De hainele vechi. Vai, nu mai portă, am luat fusa asta odată, o arunc. Vreau totul nou, pe unde este personalitatea ta, pe unde este felul tău, caracterul tău, toate le arunc, nu mai îmi trebuie. Haina aceea veche are o anumită istoria ta a ei și și istoria ta, poate că ai personalizat-o, poate că a fost prezentă la un eveniment aparte, acum rochea de mireasă, o închiriez că nu mai pot folosi. De banii tăi nu vorbim, de gustibus non-discutando. Deci, un pic. Și se mai întâmplă că păstrăm anumite haine vechi. Acum, apropo de copilul care la un moment dat trebuie să simtă că el crește și să spună să-i spui cum poți într-o cutiuță de pantofi sau o cutie de pantofi, dacă mai există astăzi, să păstrezi din lucrurile acelea pe care el n-are cum decât să le vadă pentru că le-a trecut altfel. Brățărica aceea mică de când a venit din maternitate, hăinuțele, niște șosetuțe atâta și el o să, sau primele, acum ascute cu nu că este de altă formă, dar hăinuța, căciulița, botocei, toate care îi pot aminti și au să zic, asta zic, da, dar au o anumită încărcătură emoțională și un, un anumit ceasornic al vremii. Mai departe, să nu-ți fie rușine de prietenii săraci. Hai să ne gândim unii cum fac banii, și este povestea aceea că e bine când îți așezi capul pe pernă seara să ai un somn liniștit, nu că nimeni nu-ți perna. Dacă Pardon, nu poți să dai la nimeni socoteală și nici nu trebuie de ceea ce ai ajuns. Ce? Și unii fac banii ăștia și ajung undeva foarte sus pe piramida, să zic a societății, și la un moment dat că uită de fapt că a salutat la urcare și salută la urcare ca să te salute la, la coborâre. Adică să fie alături pentru că se spune casele mari au suflet mic și casele mici au suflet mare. Iertați-mă arhitecți, iertați-mă constructori, iertați-mă cei cu imobiliare. Că de obicei tot într-o, cum zice Ardeleanu, într-o conie, adică într-o bucătărie unde arde că -i vatra e camino, arde focul și acolo ne adunăm cu toții pentru că e vorba și de căldură sufletească. Și e bine să, să lăsăm loc de bună ziua și să nu ne... Pentru că prietenii aceștia foarte bogați, extra bogați că banul face, la un moment dat nu o să mai știe și, a, nu te mai cunosc, dar la o adică cine o să-i aducă când o să ajungă sărac, să zicem, și sufletește, nu-i neapărat bănește să fii sărac, poți să fii și sufletește și atunci ai grijă și de acești prieteni săraci. Cine o să-i aducă paharul? cu apă. A, internetul dă comandă și vine la ușă. Mie și n aș crede. Mai departe, e vorba să nu ne rușinăm niciodată de părinții noștri care sunt și bolnavi. Doamne, e greu. Și este gluma, nu gluma, ci povestea aceea. La toți ne greu. Și spune, draga de mama a mea, care mâine face o vârstă, o vârstă care de care nu se rușinează, de care și eu mă mândrez, dar zice, știi, după 90 de ani n-are rost să-i mai numărăm pe ceilalți. 94 și spune, fiecare cu crucea lui, da nu-i dusă la poartă, dar în fiecare dimineață ne sculăm, mulțumim și mergem pentru încă o zi care, uh, care va veni. Deci haideți și chiar dacă la noi nu sunt probleme de sănătate, spunea doar că parcă... Parcă zicea, acum mai dau dreptate tatălui tău care zicea că parcă a început să cam uh, obosească pădurea sau să, uh, să se desfrunzeze uh, frunzele sau să schimbe culoarea. Vedeți, e foarte important și aici trebuie să avem grijă. Sunt părinții noștri, ei ne-au adus pe lume, ei ne-au crescut, avem și noi la rândul nostru această nu obligativitate, ci această putere și această dorință de a-i ajuta. Nu ne alegem, nici ei nu ne aleg pe noi și haideți să nu ne rușinăm și repede într-un azil, repede undeva. Haideți să vedem și aici o să spună unii, bine, dar nu mai pot acasă să am grijă de dumnealui. Nu-i zici tu că tă părintele tău, tatăl tău, e mama ta, ce mă fac? Uite, distruge, face, deci Hai să vedem până unde împreună cu cei de facto și de iure putem să rezolvăm și această problemă. Dar să nu ne rușinăm niciodată de ei, pentru că trebuie să avem grijă când este copilăros, când în mintea copilor și când apare de după ușă cea care nu ne place, se numește demență. Lasă o acolo, mătură, iau pe făraș și aruncă. Și mai departe zice că să nu ne rușinăm niciodată de viața simplă. Adică cum? Trebuie neapărat să ne numărăm în palate, trebuie, duc o viață austeră, duc o viață de pusnic, duc o viață, duc viața aceea care mi-o doresc eu. Da, dar vezi că până la un moment dat, tot din jur care este material, s-ar putea să nu mai aibă acea lumină cu ghilimelele de rigoare pentru tine și ce o să se întâmple. Ești uh, acum așa mai în glumă, mai în mai Fiecare consideră acest cuvânt viață simplă la nivelul lui sau uh, uh, consideră iarăși, iau cuvântul acesta, că tot ceea ce îi se întâmplă lui poate să aibă o anumită valoare pentru că aduce acea valoare prin felul prin care este, prin respect, prin știință, prin eleganță. Mie îmi place și am mai spus-o, a fost un film foarte interesant, Desculți, Desculți prin iarbă. Toată vara, când este vară cu adevărat, îmi place să umblu desculță pe afară, prin casă, prin grădină, deci folosesc această terapie, să spun. Și am fost întrebată, vai, dar dumneavoastră, la valoarea dumneavoastră umblați de sculță, adică ca un fel de afront, pardon. adică nu ți ție rușine profă să umbli de sculță? Și spun, la valoarea mea, fix îmi permit să umplu de sculță. De ce? Pentru că omul sfințește locul, pentru că el face ca mai departe lucrurile să meargă așa cum trebuie. Viața simplă, vedeți, dacă îi ascultați pe atâți, uh, din cei care știu ce să vorbească și cu adevărat vorbesc la, uh, la televizor și ceea ce trebuie și în cunoștință de cauză, vedeți, nu se fandosesc, se duc la lucrurile acelea, cum îți, uh, ce faci dimineața când te scol? beau cafea, cafea? Bio... nu iau un pahar cu apă rece sau iau un pahar care, cu apă care mă ajută ca mintea mea să se ducă mai departe. Adică, încă o dată, faptul că știu ce înseamnă viață simplă pentru mine, pot să mă duc mai departe. Vai, dar tu încă mai citești, vai, tu încă nu ești pe telefon, vai, tu încă, vai, dar tu nu ești trendy. Hai să fim serioși, cum spuneam, să vedem și de ce. Da, dar eu să mă rușinesc că fac lucrurile acestea. Nu, dar toate spune că sunt cu, sunt cu uh, măsură. Spunea data Iorga și cu, sale, uh, cu Angel Salini s-au întâlnit și au spus domnule care ar putea fi diferența între un istoric și un, uh, un uh, inginer, un constructor cum era el și el a spus E vorba de măsură. Să știm măsura în toate lucrurile. Să ne știm pe noi, să avem personalitatea noastră, să nu ne fărim de lucrurile acestea. Să avem și puțină, dacă nu multă, dar măcar puțină rușine atunci când ea trebuie. E așa de ușor să poți să dai pasul acela puțin în spate când știi că trece acel cineva în fața căruia tu îți ridici pălăria în ce și de ce, pentru că el face ceea ce poate că tu nu poți să faci, nu știi sau știe mai mult. Nu suntem noi Mafalda, că doar în antichitate. Unii se cred astăzi Mafalda și dau sfaturi. Totdeauna am întrebat dacă sfatul care mi-l dă acel cineva pentru mine este chiar corect, știe într-adevăr situația mea cu, și cu adevărat și adevărat și repet, sau o spunem și noi o luăm, o luăm din zbor ca să vedem dacă și nouă merge bine, adică ar merge și așa nu, deci Freud spunea niște lucruri, haideți să vedem să facem din nou floarea rușine să fie acolo unde este, să știu cât să mă rușinez și când și să fac în așa fel încât rușinea să fie și cea sun -ă, sănătoasă să nu sune nici la ușă, nici în altă parte toate cele bune o zi bună, numai bine amicii,